Bine ați venit la Italarea pentru ascendent Lună Lunăsoare în Capricorn și haideți să vedem ce avem pentru voi. Nu înainte de toate de a vă invita pe pagina mea de la produse cine dorește să se înscrie pe cursurile pe care le am pe această pagină, oricare dintre ele. Sau poate unii dintre voi doriți să mergeți pe celălalt canal Astrovedic unde veți avea horoscopul astrologiei vedice pentru fiecare în parte. Și haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru Capricorn. Pentru Capricorn avem 8 de monede moartea. Două cărți avem Magicianul și Asul de Monede. Iar aici avem Marea Preuteasă. Hmm. Aici aș vedea -o că avem niște oaspeți nedoriți care vă suprimă confortul. Cavalerul de Monede, 2 de Cupe. Regina de Cupe și 6 de Cupe. Șasele acesta de cupe poate are de-a face cu familia, poate un weekend pe care doriți să-l aveți, dar vedeți-vă aici doi de cupe, regina de cupe și 6 de cupe. Posibil, într-adevăr, să fie ceva care stagnează în confortul vieții voastre aici, pentru că asta îmi spune cu moartea ceea ce aveți aici. 4 de spade. Vedeți moartea, regele de uh, cavalerul de monede care poate fi energia voastră, 2 de cupe și 4 de spade. Asta înseamnă cu siguranță un pelerinaj. Soarele ține de energia spirituală, de sufletul nostru. Soarele reprezintă sufletul nostru. 7 de monede. Ceva la care uh, nu câștigați prea mult, dar puteți să adunați lumea, nouă de spade. Nopți nedormite, ceva la care vă gândiți non-stop. Carul. Carul de fapt vă arată o călătorie în locuri sfinte cu apă. Ceva care este total diferit de ceea ce știți voi. Haideți să vedem ce avem aici. Avem doi de spade, pajul de monede de energia voastră și 7 de bute. Întotdeauna stați cu un scut în mână. Pentru cei care aveți de-a face cu o călătorie, ar fi bine să o faceți. Pentru cei care aveți de-a face cu o carieră, cu cariera de fapt, să știți că e un fel de întoarcere de situație pentru că aveți soarele, aveți lumea și carul. Și asta înseamnă că veți câștiga în ceva. Este un mare succes neașteptat. Dar este datorită felului în care voi lucrați. Pentru că aici aveți de-a face cu energia saturniană, care este de fapt cel care vă guvernează pe voi. Iar atunci când aveți de-a face cu soarele, înseamnă și din afacerea respectivă sau la cine lucrați. Asta înseamnă că vă aduce succes. Și câștigați pentru că aveți carul. Dacă eventual aveți pierderi de bani, ceea ce văd aici, moartea și stresul pe care îl aveți, să știți că îi aveți din cauza parteneriatului pentru că asta este doi de cupe, ăsta de aici nu este ceva legat de voi. Este ca și cum magia cuvintelor, ceva la care nu se leagă cineva care de fapt stă față în față cu voi, dar nu respectă regulile așa cum le respectați voi, genul acesta de energie pe care o aveți. Haideți să vedem. Ce avem aici cu soarele? 7 de spade, 10 de monede. Nu luați decizii importante. 10 de cupe și justiția. Și nu vă implicați foarte mult în tot ceea ce ține de familie. Este un fel de a îndepărta ceva. Dacă într-adevăr există, ca în fiecare familie, există copii cu care stați sub același acoperiș ar fi bine să fiecare să se mută la casa lui. De ce? Justiția aici se repetă ceva care să vă dea de fapt să înțelegeți că destinul fiecăruia este separat. În plus, nu vă asociați cu nimeni, nici chiar membrii de familie. Luna și doi de cupe. Nu faceți lucrul acesta. Luna întotdeauna vă va duce în eroare emoțional. Doi de cupe nu veți vedea de fapt adevărul din acel parteneriat. Dacă voi nu-l vedeți, atunci veți merge pe cale legală. Pentru că veți pierde dacă veți face acest lucru. 10 de spade. Poate vă este scris să aveți lucrul acesta, dar puteți evita. Pentru că este o mare dezamăgire. Ce vă oferă soarele? Dorința împlinită, sufletul. Asta înseamnă că într-adevăr trebuie să vă liniștiți sufletul cu ceva. Iar pentru unii dintre voi, doiul acesta poate fi și separarea în viața reală de un partener cu care nu mai aveți nimic de împărțit. Sau poate că partenerul respectiv se gândește la așa ceva, iar voi nu aveți idee de așa ceva. Regele de bute. cineva care apare în viața voastră. Deci, e un fel de a se întâmpla ceva karmic, a vă arăta că sunteți nefericiți, că trebuie să plecați din ceva care v-a produs durere pentru a fi prezenți în ceva în care veți fi fericiți. Nu condam pe nimeni și nu dau sfat nimănui. Este o etalare de tarot. Nu uitați lucrul acesta și nu puneți comentarii publice pe care le vor citi toată lumea. Trebuie să ne maturizăm și să înțelegem că sunt energii. Dar trebuie în același moment să înțelegeți că o lipsă de comunicare, 10 acesta de spade, duce la neînțelegeri. Și posibil pentru unii dintre voi aceste neînțelegeri să fie cu membrii de familie, pentru că aveți 10 de cupe, sau să fie într-adevăr create special pentru a vă îndepărta pe voi doi. Sau, poate uneori, doriți să fiți singuri pentru a vă reîncărca cu energie. Asta nu este o crimă. Deci poate că într-adevăr există șansa de a fi voi înși vă dacă într-adevăr luptați pentru voi. Iar la bază aici aveți cavalerul de săbi. Cred că ar trebui să luptați mai mult pentru voi. Și ceva la care este spontan, nou, aveți lumea, aveți carul, aveți soarele. Ce ziceți, oameni buni, de o călătorie? frumoasă, numai voi doi, într-o țară cu soare. Da, astăzi chiar vorbeam cu prietena mea și cu soarmea, uh, soară de suflet. Asta uh, de soare mi-a dus foarte mult o călătorie prin Bali. nu-i nimic, măcar v-am adus zâmbetul pe buze. Sau poate cine știe. Poate mergeți și pe acolo. Haideți să vedem ce avem în iubire. Ce avem în iubire pentru voi? Și nu mai fiți dispuși șantajului datorită familiei. Ops! Ia uitați ce vi se oferă <laughs> sufletul pereche, romantism, este bine să iertați și să mergeți mai departe, mai ales dacă este vorba despre ceva legat de familie, lăsați prietenii să vă ajute, atracție, deci atrageți... Uh, Viața romantică, sufletul pereche, mai ales cei care nu aveți, dar cei care sunteți deja într o relație, faceți un efort pentru a fi fericiți, pentru că este cel mai important lucru. Haideți să vedem sfatul. Ce sfat avem pentru voi? Ce sfat avem pentru voi? Ce sfat avem pentru Capricorn? Regele de toamnă, compasionat, împlinit, carismatic și cu mult talent. Deci fii asertiv, mai ales atunci când știi ce este drept să faci și când ai dreptate, pentru că totul va merge așa cum tu îți dorești. Și este bine să ai în preajma oameni pozitivi și oameni doritori să muncească la fel ca tine. Prințul de toamnă, la fel. Deci, fii fi responsabil de fapt și ai grijă, fii meticulos în detalii, pentru a înțelege, sau mai bine zis, pentru a avea succesul respectiv, dar în a înțelege și pe ceilalți. Pentru că e posibil uneori ceilalți din jurul tău să vină cu o idee, dar dacă meticulos nu este uh, bine pusă la punct în detaliu, e posibil să nu aibă succesul la care voi uh, veți crede. Deci e un fel de a te autoproteja echilibru. Va trebui să iei în considerare toate sfaturile care vin în jurul tău. Asul, pentru că tot au venit toate, atunci le voi spune pe toate, așa au vrut să vină. Deschideți inima către iubire pentru că e posibil să ai un mesaj frumos și este bine să mergeți să vedeți cum activați pe Venus pentru că aveți semnul nufărului. Cei doritori sunt invitați să meargă pe pagina ta, Roadlovers Facebook, și veți vedea acolo... Veți găsi, de fapt, o postare cu nufărul. Ce semnificație are nufărul? Și este renașterea voastră, poate renașterea voastră într-o relație intimă. Nu neapărat să fie un suflet pereche pe care îl chemați, ci pur și simplu poate fi chiar uh, partenerul, partenera voastră. Iar aici, <laughs> renoire. Deci, vedeți, totul vine de la sine. Numai bine, vă doresc o lună frumoasă, ne auzim și ne vedem pe mai târziu. La revedere!